Oameni buni, îmi dați așa o poezie ghidușnă, erați ghidușnă? Pe o temă colorată, tare spornică. Dar vă rog frumos, martorul lui Hovas, nu vă sperați pe mine, că asta eu nu mă râd de credința voastră sau despre alt credință. Ascultați până la urmă filmulețul și să înțelegeți sensul acestui filmuleț. Pace în suflet, cum s-ar spune. A fost odată în Moldova, într-un lan de referite, o martoră de-a lui Jehova, care vroie mereu iubită. Era frumoasă la figură, la cap era puțin stricată, că doar prostii ieșeau din gură. Chiar îți pare mereu că îi bată. Dar că ieșai cu dâza în drum și n-ai venit și grei mai oameni buni. E în loc să-ți povestească și au auzit la televizor despre a patra serie, despre Carmelita. Oricine o câștigat la alegeri, eu și-o mă avea cu ciori prin Orhiu și la Orhilen. Ies scute din buzunari, ori din sumă, că jurnaliști, na, treziți-vă, treziți-vă, prabudiți-vă, minuni. Eu de la ora 5 dimineața trezit, fac. Și am fost la deal și am prășit și am pus harpașică și am venit și am mult și vaca și am hrănit păsările și că am găsit cu tine. Păi înseamnă că nu dorm, fac. Ce mai faci mine să mă trezesc? Mereu în torbe avea reviste care la lume le dădea, nu cu actori sau cu artiste, cu domnul în care ea credea. Eu nu mă râd de ei credință, că las creadă în șavrie. Eu știu că ea cu stăruință în Domnul nostru tot crede. Că din biserică săraca, maică nu vroie să iasă. Când nepoța îi zice eu, țaca o să știe preoteasă. Dacă oameni buni, așa credincioasă mai era, că nu vroie să iasă din biserică, știe toate sărbătorile. Cânta în horul bisericesc, cu toți morți, din zate îngropat ei cu golosul ei, cum s-ar spune. Știe rugăciunile, ține toate posturile, postie, toți îi pune să fac cruci, cum învăța în biserică cum să fac corect cruci. Și bah, deodată, gata. Nu furat-o. Nu hipnotizat-o frații. Un jept a prinde la frați și la surori, cum s-ar spune. Dar nu știu ce s-a întâmplat, dar frații ia ca ne-o luat-o. Și ea în credința lor s-o dat, de parcă au hipnotizat-o. Precis ca aceea vreun Kașpirovski. Ori, nu știu, oameni, dacă să vă spun cinstit că era credincioasa credincioasă. Leoaica credinței din stat. Și apoi, pac, și gata. Mi-a furat-o. Ori poate, eu nu știu, ori poate părintele o trimis-o special la dâjii și e un fel de agent, poate pricritie. Încă gândi că și eu nu se fac tatuirovi, știți, ca în filmul care american. Nu știi, dar ca roce am rămas fără o credincioasă în sat, cum s-ar spune. Și acum, de Paște, de Crăciun, lucrează fix ca o alghină. De posturi de amănunt, nici nu mai zic, mănânc carne și slănină și ouă, deși vreau. De post, dar postul nu-l mai ținem nici noi. Dar totuși, dacă e sărbătoare, noi nu lucrăm ca niște boi, dar stăm toți stăluniți la soare. Dacă așa mai oameni buni, hai că nu mai ținem noi toți posturile, dar credem noi în Dumnezeul nostru, nu credem, dacă e sărbătoare, gata, Doamne! Odihnă! Dar dacă mai ești Ioana, 12 ori pe an, apoi spânzuri. Trebuie să pui aldămași la tot satul și la toată lumea și la toată planeta. Dacă așa suntem noi moldoveni. Și noi știm că azi e Sfântul Gheorghe. Și noi ne punem în genunchi la un pe colț acolo și spunem rugăciunea lui Sfântul Gheorghe, ori acolo, al lui Sfântul Vasile. Of, Sfântul Gheorghe, cine îl cheamă azi Gheorghe? Doamne! Aha, 1, 2, 3, 4. Prin care parte eu? Că se trec pe la toți și pe la toți ține flonasos. Așa e la moldoveni. Ei poate sunt care și așa, mai rar, care se roagă, care, dar restul, noi vrem sărbători ca să știți, să nu lucrăm, să prăjim televizorul, să ne bătem, să mâncăm. Dar ea, cu torba de jurnale, îmblă, Doamne, pe la porți, cu vorbe iraționale, că o să înjiem din morți. Că leu iarbă o spască. Din cimitir tot o să înjie. Și o veșnicie o să trăiască și numai ghine o să șie. Fa, draga mea, fa. Păi ce fac, ești normal, fa.
Are chipuri ca leu să culeagă cu tine malină și smorodnă și ghișnă și să facă cu tine campot. Ori să vină leu strige la part capra cu purcelușe și cu mamantiona și ieși să duc joace de aprinsa prin păduri. El o mănânc fa. Că leu e carnivor, el nu mănâncă iarbă. Dar tu tot să trăiască ghinim. Și în jurnalii și ele numai șa de leu și se joacă cu ieduțul, cu oameni, cu copii. Ia ca așa, așa și. Doamne Dumnezeu. Dar treziți-vă voi, măi, oameni, măi. Și cu voi. Dar că-i drept, oameni buni. Dar, Doamne, e democrație. Și poți scrieza zi în și vrei. Dar cum are din creștinie cu Jehova să te dăi? Dar chiar cum, da, oameni buni? Nici eu nu înțeleg. Zagat ca prirod. Și oameni buni, eu râd de-a noastră fețării, dar nu de credința cuiva. Cum poți azi crede în Marie, dar mâine deam un altceva. Dragii mei, noi când ne naștem, nu știm ce suntem noi. Ortodoxi, musulmani, ehoviști, baptiști, tot nouă ne spun părinții. Dar am Doamne Dumnezeu, dacă tu ai păr la cur și crezi o sută de ani, ești ortodox, și hop, azi am ești de cu Jehova. Și azi vreo 2-3 săptămâni cu Jehova și nu-ți place și te dai cu baptiștii. Nu-ți place nici acolo, te dai cu alt credință. Apoi oameni buni, ia că despre filmulețul. Dacă crezi, crede, măi. Dar așa și fel de credință când tu azi crezi cu unul, azi poi mâini cu altul și mai poi cu altul. De o parte, de pe altă parte, ca eu așa s-o cot, că religia asta e o piramidă. Și din care colț sunt ei porni, păi vom ajunge la vârf, la Dumnezeu. Da? Nu-i chestia asta, măi, oameni buni. Principalul, nu import ce ești tu, baptist, jehovist, ortodox, catolic. Principalul și om bun. Și om bun la suflet, un om inimos, cu soviste, nu judici sau așa, sau așa, să spui minciuni, să faci lucruri bune și așa mai departe. Eu nici am unul judic, nici o credință, oameni buni. Eu am un filmulețul meu, dă așa un fel de obesnienic, sunt și ei vorbi colorate. E despre fățărie omenească. Eu nu înțeleg credința omului când el azi crede în Iisus Hristos, mâine crede în Iisus al lui Jehova, apoi mâine crede în al lui Așela și așa mai departe. Dar dacă crezi în ceva, credi, te-a făcut meta așa. Și tu ai 40 de ani, până 40 de ani ai fost creștin și apte cu Jehova. Ca să înjii oamenii din mort. Măi, oameni buni, măi. Hai că ești prost și orea să-i cunoaștem care au dat canioașele. Dacă ori scoale din săcriu. Dar pe ceilalți care au murit 10 ani, 5, 6, 7 ani urmă, dacă ești toți de o față și cum să-i mai cunoaștem să-i luăm acasă pe a noștri? Și asta, măi, oameni buni, pe azi. Credeți în Dumnezeu, credeți în cine vreți, principalul și-ți oameni buni, cu inima bună și cu sufletul bun. Și asta, măi, oameni buni, pe azi.